Curtea Constituțională a admis sesizarea depusă de USR pe legea prin care personalul din cadrul Agenției Naționale de Integritate primește un spor la salariu de 25%. Deputatul USR de Hunedoara, Poliana Hangan, a declarat pentru Hunedoara 1 TV că este inadmisibil să fie alocate aceste sporuri în condițiile în care pentru profesori nu se identifică bugetul necesar pentru majorarea salariilor. USR a sesizat în luna martie Curtea Constituțională alături de Forța Dreptei pe legea PSD-PNL prin care personalul Agenției Naționale de Integritate primește spor de până la 25% pentru supra-solicitare neuropsihică. USR a atacat la Curtea Constituțională sporurile de 25% pe care prin lege parlamentarii le-au votat pentru cei de la Agenția Națională de Integritate. Aceasta este o reușită. Am depus contestație la CCR și CCR a admis contestația noastră, deci înseamnă că am oprit aceste sporuri. Aceste sporuri de 25% pentru cei de la ANI, că tot vorbeam de majorările salariilor profesorilor și că pentru ei nu există buget. Uite că parlamentarii credeau că sau își doreau majorări, dar pentru alte categorii. De asemenea, parlamentarii USR au mai punctat o victorie. Senatul a adoptat cu unanimitate de voturi o inițiativă legislativă depusă în Parlament de USR, prin care familiile copiilor cu sindromul Down vor beneficia de 10 ședințe de consiliere psihologică de familie după aflarea diagnosticului. Proiectul de lege urmează să ajungă în Camera Deputaților, care este fort decizional.